Ei bine, v-am regăsit. Știți că v-am spus de ieri că astăzi o să venim la... Ei bine, astăzi am ajuns în Belek, la Land of Legends. Sunt sigur că ați auzit de parcul ăsta de... Mă rog, ăsta e un fel de aquapark, din cât am înțeles eu. Bine, m-am întrebat pe voi dacă ați auzit, dar eu n-am auzit. M-am auzit abia acum. Este un aquapark unde sunt foarte multe topogane din alea periculoase, cum îmi place mie să le spun. Și sunt foarte multe carusele, sunt, aici poți nota cu delfinii dacă vrei, e și un fel de grădină zoologică. Bine, nu știu să vă zic încă foarte multe, că n-am intrat. Încă aștept să vină brățările pe care le vom încărca cu bani. Și o să vă zic mai multe după ce intrăm. Și am și intrat. Până acum arată bine. Avem și brățări chiar aici. Și suntem în căutare de senzații tari. Să vedem ce o să ne ofere parcul ăsta. Ce fac, mă, băzulică, mă? Nu mor de cald acolo. Bine, mai bine să moară de cald decât de frig. M-au dus din Antarctica până aici. Băi, frate, ne-am dat în toate prostiile până acum, ne-am dat în ceea ce un om normal, deci vă zic pe scurt, un om normal nu s-ar putea da în toate tâmpenile alea. Numai niște oameni nebuni s-ar urca în așa ceva. Bine, îți dai seama că ești nebun că te-ai urcat în ele după ce ai coborât. De exemplu, uite, ne-am dat în nenorocirile astea de roller coaster-uri. Băi, am crezut că leșin. O să vă las un video să vedeți. Noroc că băieții ăștia ne-au dat un video, pentru că noi n-aveam cum să filmăm acolo. Haideți să vedeți și voi ce s-a întâmplat. We'll be right back.
ajuns la o plajă cu valuri artificiale, la o plajă, la ceva mare artificială, cu ceva stâncă artificială în spate. Am fost mai devreme, e foarte mișto, vreau să vedeți și voi. Acum, din păcate, au oprit valurile, erau niște valuri imense. Nu știam că le opresc, dacă știam, filmam mai repede. Uitați-vă și voi. Și știți ce îmi place cel mai mult la Land of Legend? Că toate melodiile din repertoriul internațional sunt cu Land of Legend, adică cum era piesa aia de la Bruno Mars, o o cântă Land of Legend. Asta mi s-a părut foarte tare. Chiar și beat-ul de la Michael Jackson este făcut pe Land of Legend. Tare, merită să veniți și aici. Acum suntem la un alt loc de aventuri frumoase. Suntem la, cum să zic, asta este un fel de rafting. Da, asta este un râu artificial și noi o să facem un fel de rafting pe acest râu. Adică o să ne plimbăm cu barca în loc de colac. Că știți că la rafting se face toată treaba pe o bărcuță undeva pe un râu. Deci cam asta ar fi. Ei spun White River. Ia să vedem ce scrie aici. Cam asta ar fi. S-ar putea să apoi să vedeți în oglindă toată treaba asta. Mă rog. Să întorc eu la editare. Deci cam asta ar fi. Deci așa vreau să-mi fac și eu intrare la toaletă acasă. Exact așa aș vrea să fac intrarea. Nu mai pun ușă. Alex, am o veste proastă. Trebuie să plecăm. Nu vreau. Hai, ne aștept autocarul. Nu vreau autocar, vreau aici la Land of Legend. Uite, am văzut așa o piesă. O Land of Legend. Mă mai lași? Nu. Hai, mai lasă-mă, te rog. Trebuie să plecăm, uite cât e ceasă. Nu fi bebeluș, Alex. Vreau la Land of Legend. Nu fi bebeluș. Vreau la Land of Legend. O să dea bani ce l-am făcut asta reclamă. Nu știu, poți să-i întrebi. Nu vreau, nu vreau. Gata cu Land of Legend. Am fost să ne schimbăm și acum ne îndreptăm către ieșire. Mai exact, ne îndreptăm către autocar. Că, na, mai vrem să mergem și la hotel să odihnim puțin, că a fost o zi foarte plină. De mâine nu o să mai fie prea multe aventuri. De mâine o să ne relaxăm puțin la piscină și, sincer, nu credeam că o să zic asta, dar mi-e dor de țara mea, mi-e dor de România. Abia aștept să ajung acasă. M-a pupat!